Well, hello, dragilor! Astăzi ne-am reîntâlnit aici să vorbim despre ceva ce n-am mai vorbit din februarie, de la sfârșitul februarie, și anume despre cărți. Da, n-am mai vorbit pe canalul ăsta de la sfârșitul lunii februarie de cărți și asta pentru că am avut perioade și perioade, adică de la din februarie și până acum cam așa au fost lucrurile pe la mine. Și din păcate n-am citit foarte mult, așa că n-aveam cum să vin să vorbesc doar de o carte și prin urmare am zis că să mai lasă treacă puțin timpul și când s-au adunat câteva cărți, ia să vedem, am 2, 4, 6, 7 și încă 2 în format audio, deci suntem decent pentru lunile martie, aprilie și mai, 9 cărți, cam așa ar fi 9 cărți, dintre care una este destul de groasă și e binișor și am foarte multe păreri și multe idei. Bine, mai sunt și câteva cărți aici pe care nu le-am terminat efectiv, sau măcar cel puțin una. Dar am să vă povestesc despre fiecare în parte. Și uite că avea și un semn de carte aici. Am semnele astea de carte magnetice, sunt atât de utile. Dacă vă doriți un semn util de carte pe care să nu-l pierdeți, astea magnetice sunt cele mai bune, că nu dispar. Dar o să începem. Și să începem cu audiobook-urile, nu, alea le lăsăm la final pentru că pe alea le-am ascultat oricum la final. O să începem cu cartea asta de Mark Twain, Străinul Misterios, pe care n-am terminat-o pentru că m-a cam plictisit, recunosc că m-a cam plictisit. Este de fapt o colecție de povești în care se întâmplă diferite lucruri fantastice. Este cumva în stilul ăla clasic al lui Mark Twain, dar puțin parcă mai plictisitor decât în mod normal. De-aia nu am terminat-o. Că e interesantică. V-am spus că asta este o colecție de povești pe care Mark Twain a publicat-o pe timpul vieții lui. A fost publicată la final, după ce a murit el, pentru că era deja celebru. Dar înțeleg de ce nici nu a vrut să o publice în mod special, cartea asta sau colecția asta de povești, pentru că multe dintre ele n-au sare, n-au piper, adică sunt așa. Da, e o lectură drăguță. E o carte la care probabil am să mă întorc să citesc efectiv povestea în sine, dacă vreau, nu știu, pentru că poveștile astea sunt și cumva un fel de pilde, sunt așa povești cu tâlc și dacă vreau, nu știu, să-mi aduc aminte de un episod sau ceva, mă duc și citesc fix povestea respectivă, nu o iau toată cartea de la cap la coadă, da, e bună și așa. Bănuiesc că dacă aș fi fost adolescentă, copil, mi-ar fi plăcut mai mult. V-am zis că am luat-o de dragul nostalgiei pentru că mi-era dor de Huckleberry Finn și trebuie să mă apuc chiar cât de curând și de Huckleberry pentru că e cartea copilăriei mele, v-am zis, e cred că cartea pe care am citit-o cel mai mult în viața asta. Apoi avem Printele Tonul Cenușii al lui Ruta Sepeti. Da, o carte tot cu cu acțiune în al doilea război mondial. Dacă vă aduceți voi aminte, unul din personajele din O Mare de Lacrimi vorbește de o verișoară de-a ei care a fost luată de comuniști pentru că a trimis o scrisoare. Da? Și a dat-o de gol că vroiau să fugă. Ei bine, în cartea asta este povestea acelei verișoare dintr-O Mare de Lacrimi, care, da, ajunge împreună cu mama ei, ajunge într-un gulag, sau mă rog, în mai multe gulaguri rusești. Gulagurile rusești erau practic tot niște lagăre, cum erau și la nemți, doar că nemții erau mai radicali, adică nu aveau nevoie de tine, te omorau, ăștia te lăsau acolo până mureai și nu prea interesa de tine, adică se purtau cu tine ca cu un nimic, ca și cum erai, nu știu, un fir de praf, așa se purtau și rușii. De aia pe mine mă surprinde mirarea care îi trăznește pe unii când văd ce fac rușii acum. Nu, ce fac rușii acum este
pur și simplu firesc pentru ei. Adică nu e nimic de mirare. Da, într-o societate evoluată ți se pare absurd și ți se pare macabru, dar pentru ei este ceva firesc. Și citind lucrurile astea, pentru că știți, cărțile astea sunt ficțiune istorică pe care le-a scris Ruta Sepeti, sunt ficțiune istorică, dar sunt bazate pe fapte reale, adică au la bază o doză de realitate și poveștile au ceva real. Și mie personal mi-a plăcut foarte mult cartea asta. Multă lume spune că nu este la fel ca O mare de lacrimi, că e mai slabă. Mie nu mi se pare că e mai slabă, din contră, mi se pare că este chiar mai dramatică, cumva a accentuat și mai tare dramatismul personajelor și a fost, nu știu, m-a atins foarte tare și m-a făcut să plâng cartea asta și mi-a plăcut foarte tare. Adică ăsta ia cu siguranță, i-am dat 5 stele la asta, nu știu cât i-am dat, o să vă pun pe ecran, dar ăsta ia cu siguranță, i-am dat 5 stele și am pus-o și la favorită pentru că mi-a plăcut foarte tare. Știu că Ruta Sepeti a scos anul trecut, în iarnă sau anul ăsta, a scos și o carte inspirată de Revoluția noastră din 89 și urmează să o cumpăr și pe aia și să o citesc pentru că sunt chiar foarte curioasă, mai ales că e vorba de revoluție. Deși presimt că acolo vor fi foarte, foarte, foarte multe comentarii ne la locul lor, cred, pentru că este un eveniment care ne este mult mai aproape și ca timp și este un eveniment care ne-a și ne-a afectat pe noi și încă ne afectează ca idee. Dar mi-a plăcut foarte tare asta, printre tonuri cenușii, mi-a plăcut și cealaltă și îmi place cum scrie Ruta Sepeti, adică chiar îmi place foarte tare cum scrie și mi se pare o autoare foarte, foarte bună. Apoi o carte pe care v-am zis că cred că ar trebui să o citească toată lumea, v-am menționat-o într-un clip cu favorite și cred că ar trebui să o citească toată lumea. A fost cartea lunii martie, a fost clasicul lunii martie de la Book Club. Apropo, dacă vreți să vă înscrieți în Book Club-ul nostru, să intrați în Book Club-ul nostru, aveți link în descriere. A fost cartea clasică a lunii martie, pentru că, după cum v-am zis, încercăm să extragem o carte clasică și una modernă în fiecare lună ca să citim, să așa, să avem, nu știu, să luăm contact și cu cărți clasice, cărți mai vechi, să luăm contact și cu cărți mai noi. Și cartea asta este, cartea clasică a lunii martie a fost 1984 de George Orwell. Mi-a plăcut foarte mult cartea asta. Am avut o problemă într-adevăr cu felul în care scrie autorul, dar pe de-o parte îl înțeleg. Adică dacă mă pui să spun cum ar fi trebuit să scrie cartea asta, nici nu pot să o văd altfel scrisă. Adică vă explicam eu într-un clip ăla cu favorite când v-am zis de cartea asta că scrie cumva cu foarte multe descrieri, adică își întrerupe acțiunea de foarte multe ori pentru a pune multe descrieri sau multe explicații și cumva ajunge scrierea lui să fie paranteză în paranteză în paranteză în paranteză și trebuie să fii foarte concentrat ca să îți dai seama despre ce vrea să vorbească și să te menții pe linia de plutire. Într-un fel, mie mi-a fost ușor să-l urmăresc, că este stilul meu de a vorbi. Știți, dacă mă știți de multe ori, știți că eu deschid o paranteză și mai deschid una și mai deschid una și după aia de-abia după jumătate de oră revin la subiectul inițial. Ei, cam așa scrie George Orwell. Dar cartea în sine mi s-a părut foarte, foarte, foarte bună pe premisa că te pune să te gândești foarte tare la cum evoluează societatea, la cum poți să ajungi, la cum pot ajunge societățile. Este distopie, în caz că n-am menționat și în caz că nu știți, este o distopie, dar este o distopie care este atât de aproape de realitatea noastră. Mie mi se pare, că vorbeam și cu fetele la Book Club, mie mi se pare că în cartea asta deja nu mai e vorba de ficțiune, ci e vorba de realitatea curentă. Și dacă o veți citi și dacă vă veți gândi puțin la lucrurile care se întâmplă în ziua de astăzi, am senzația că suntem din ce în ce mai aproape de a avea realitatea asta în jurul nostru, nu doar a fi ficțiune. Și asta pentru că în această distopie este vorba de o societate totalitaristă care este pro-război și care consideră că să trăiești într-o lume cu pace este o pierdere de timp, este o pierdere de resurse și că oamenii, pentru a se menține activi și sănătoși, trebuie să fie în război. Asta este una din mentalitățile generale. Apoi, societatea fiind totalitaristă, oamenii sunt controlați complet, adică sunt urmăriți constant, da? Au un
un fel de televizor în casă care practic îi urmărește constant și prin care li se pot și transmite mesaje personale. Adică dacă cineva de la centru vrea să te critique pentru ce faci în momentul respectiv, poate să te spună, ai un număr, practic ai un cod. Numele tău este atașat unui cod, îți spune codul și poate să-ți transmită mesajul ăla greșit, de personal, pardon, nu greșit, dacă faci tu ceva greșit. Este, nu știu, m-a impresionat nivelul de actualitate care este în cartea asta. Și mi-a plăcut foarte tare ironia pe care o are George Orwell aici în ceea ce privește... Nu știam de ce să-mi zici asta. Ironia în ceea ce privește folosirea denumirilor de instituții. Spre exemplu, avem Ministerul Abundenței, care ar fi un fel de Ministerul Finanțelor și care numai abundent nu e. Sau Ministerul Gândirii sau adică există Poliția Gândirii, da? Adică Poliția Gândirii în sensul că nu ai voie să gândești, se duce până în punctul în care nu ai voie să gândești rău, să ai un gând ne la locul lui, că față de partid, față de fratele cel mare, care este o imagine a conducătorului, dacă vreți. Mie mi s-a părut că atât în film, că am văzut și filmul după ce am citit cartea, că atât în film cât și în carte, el a încercat să combine cumva atât sistemul nazist cât și comunismul. Cumva a scos un sistem totalitar din cele două, a extras ce era mai totalitar în cele două sisteme și le-a îmbinat și a făcut cumva alt sistem din ăsta totalitar, dar cumva îmbinând cele două sisteme, nazismul și comunismul. Și cumva și fratele cel mare, dacă ați văzut în film, seamănă foarte mult, este cumva o combinație între mutra lui Stalin și mutra lui Hitler. Nu știu dacă ați observat chestia asta, dar pe mine acolo m-a dus cu gândul. Adică are mustața lui Hitler, dar figura lui Stalin, știți? Adică ceva pe acolo. Mi s-a părut foarte că a combinat foarte bine și sistemul ăsta ajunge până în punctul în care te spală pe creier. Adică îi spală pe creier pe oameni, îi face să creadă că este ok ca oamenii să fie bagiocoriți, să fie închiși, omorâți pentru că gândesc altfel, da? Iar sistemul îți spune că dacă tu crezi că 2 plus 2 fac 4 și sistemul zice nu, eu cred că 2 plus 2 fac 5. Tu nu poți să mă contrazici. Deci te ajută și duce în punctul în care realitatea demonstrată și pe care o știi ca fiind realitate, să nu mai fie realitatea ta și îți controlează până la ultimul mod de a gândi și până la ultimul, nu știu, până la ultima respirație. Și dacă vă uitați bine, mi se pare că ne apropiem din ce în ce mai tare de societatea aia. Acum, să vă zic și câte ceva despre... despre film. Mi-a plăcut și nu mi-a plăcut filmul. Adică mi se pare că a fost prea succint filmul. Cumva a scos niște... Cumva filmul mi se pare că a sărit peste niște lucruri sau peste niște scene care poate erau mai grăitoare sau mai esențiale, dacă vezi, poate că te-ar fi făcut să înțelegi mai bine tot sistemul ăsta totalitar, nu știu, parcă cumva filmul mi s-a părut puțin grăbit, dacă mă întrebați pe mine, dar bunici el și filmul, nu zic nu, dar mai bună cartea, mult mai bună cartea, atâta doar că v-am zis că eu am avut probleme cu cartea asta, cu în formatul ăsta că, de buzunar, că pe mine mă deranjează cărțile astea. A scris-o relativ destul de mic pentru mine și o să o dau cuiva cartea asta și o să-mi iau o versiune mai mare, că asta e o carte pe care, spre exemplu, vreau să o am în bibliotecă. Dacă sunt multe cărți pe care le citesc odată și le dau mai departe pentru că nu are sens să le mai țin, pentru că cu siguranță nu o să le citesc, nu o să le recitesc. Asta vreau să o recitesc la un moment dat. Și apropo de recitit, chiar vorbeam cu una din doamnele de la Book Club, care îmi spunea că a citit cartea asta când era tânără sau în adolescență, ceva de genul, și a citit-o și acum, a recitit-o și acum pentru Book Club și la fel i s-a părut și dânsei, că dacă în tinerețe îi se părea că era
nu știu, o distopie bine scrisă. Acum mi s-a părut într-adevăr că este o carte mult mai aproape de realitate. Apoi, pentru că undeva în perioada aia, pare mi se, m-a șocat teribil poza, o poză, o să vă pun pe ecran dacă o găsesc, aia, deci pe mine m-a tâmpit poza aia când am văzut-o. Și fenomenul ăla care a fost la momentul respectiv, nu vreau să stau să discut despre el, m-a tâmpit, mi-a adus aminte de o carte pe care o am în bibliotecă de la master. Am citit-o la master, am avut-o la un curs de citit și care mi-a plăcut foarte tare și care este foarte, foarte bună și pe care vă recomand să o citiți chiar dacă nu este genul vostru de carte. E bine să o citiți pentru că vă deschide puțin mintea la tot ce înseamnă fenomenele astea care apar așa cu șocul că acum crește prețul la benzină sau că se termină motorina sau că se termină uleiul sau știți, fenomenele astea, vă explică puțin fenomenele astea și vă face puțin să înțelegeți de ce oamenii o iau pe arătură la grămadă când se întâmplă chestia asta. Pe lângă asta vă explică efectul de turmă. Și vă face să înțelegeți cam cât de nociv poate să fie un astfel de efect de turmă și este vorba despre psihologia mulțivimilor a lui Gustave Le Bon. Nu e o carte foarte lungă, are vreo 100 și un pic de pagini, vreo 107 pagini și vă recomand să o citiți pentru că vă deschide foarte tare mintea cu privire la tot ce înseamnă efectul de turmă și de ce este nociv sau de ce acționează anumite entități când sunt acaparate de acest efect de turmă. O să vă explice cumva și fenomenul din 10 august, dacă vreți, cu toate că această carte a fost scrisă cu mult ani înainte. O să vă explice foarte multe fenomene, dacă vreți. Da, e o carte pe care la fel cred că toată lumea ar trebui să o citească, atât în 1984 cât și asta. În loc să dăm tot felul de tâmpenii, de romantisme și tot felul de siropoșinii ordinare, cum v-am zis, în liceu, care nu îți aduc niciun beneficiu, în afară de faptul că te pun să citești și nu îți aduc niciun beneficiu siropoșenile alea ordinare, mai bine am citit cărți din astea care poate par mai grele și care poate sunt urâte de adolescenți, dar care îți pot să din minte măcar o sămânță la care să te întorci mai târziu în viață, știți? Adică asta e genul de carte pe care poate dacă mi-o dădeai în liceu mă oripila, adică mi se părea plictisitoare, dar ulterior m-aș fi întors la ea și am și făcut-o, deci am avut-o la master de citit, v-am zis, și m-am întors la ea pentru că e o carte care, nu știu, îți deschide cumva mintea, te face să înțelegi anumite fenomene, îți explică anumite chestii și sunt lucruri de care trebuie să afli, adică trebuie să știi, nu poți să fii nepăsător la lucrurile astea. Da, Psihologia mulțimilor de Gustave Le Bon, vă recomand să o citiți indiferent de vârsta voastră și indiferent de, nu știu, ce vă place să citiți, asta este o carte care trebuie citită pentru că e bine să o citești, să o ai în arsenalul tău de cunoștințe. Apoi, avem Tehomir de Horațiu Mălăiele, v-am arătat-o, cred că în ultimul clip cu cărți, cu book haul-ul, am avut și un mini book haul, este o carticică foarte, foarte subțirică, are 60 și ceva de pagini, dacă nu mă înșel, stai că încerc să găsesc paginația, dar vreo 64 de pagini, cam așa. Și în astea 64 de pagini a reușit să mă facă să râd în hohote și în același timp a reușit să mă facă să-mi dea lacrimile. Tehomir este un sat în care a copilărit Horațiu Mălăiele, de unde erau bunicii lui, cred că părinții tatălui, dacă am înțeles eu bine. Și în mare ne povestește așa cum a ajuns bunicul lui orb, dacă vreți. Pe vremea când el era destul de mic încă, am văzut un interviu, apropo, cu Horațiu Mălăiele, mă uită la interviu făcut cu Andreea Esca cu Horațiu Mălăiele, un interviu absolut execrabil din partea lui Andreea Esca, dacă îmi permiteți, adică de la un jurnalist cu atâta experiență, interviul ăla mi s-a părut mizerabil,
Adică nu mă așteptam să-i pun întrebările pe care le-a pus și în halul în care le-a pus, la modul cum le-a pus, nu știu, mi s-a părut pentru un om ca Horaț Mălăele, care v-am zis, este un om extrem de inteligent, este un om cu un umor fantastic, este un umor, are un umor negru, lăsând ce face pe scenă, are un umor negru fantastic omul ăsta și este un om extrem de inteligent și îl apreciez foarte tare pentru asta. Și să-i pui întrebările alea atât de puierile și atât de, da, dacă vreți uitați-vă la interviu, dar acolo în interviu menționa că mai are o carte scrisă în care povestește foarte multe povești pe care i le-a spus bunicul lui Orb, despre care menționează aici încă în cartea asta. Și vreau să o iau și pe aia să o citesc, pentru că mi se pare interesantă și îmi place cum scrie. Adică mai are un stil lejer de a scrie Horațiu Mălăele și un stil frumos. Ilustrațiile sunt făcute de el, pentru că el este și ilustrator, dacă nu știați. Este foarte bun, mai ales că nu multe lume dă de aia șanse. Apoi avem Secretele Parisului, care a fost cartea modernă a lunii martie, dacă a fost cu George Orwell, 1984. O carte destul de drăguțică, n-aș zice că m-a dat pe spate, adică aveam mai multe așteptări de la cartea asta, nici nu mai țin minte câte stele i-am dat, cred că i-am dat vreo 3 stele. Nu știu, aveam mai multe așteptări de la cartea asta, ceva, nu știu, m-a dezamăgit spre final, adică acțiunea a început să fie construită ok, după care a început să mă dezamăgească, nu știu, a devenit cumva și previzibilă, n-a mai fost atât de interesantă, da, este vorba de tot așa o poveste care începe în al doilea război mondial cu niște femei care sunt pilot, după care povestea evoluează și ajunge în zilele noastre și, mă rog, se mai întâmplă niște lucruri. Drăguțică, nu pot să vă zic prea multe despre acțiune pentru că v-aș da câteva spoilere care sunt practic esențiale pentru carte. O lectură ușoară, este o lectură drăguță, dar nu ceva care să mă dea pe spate. Coperta, în schimb, foarte frumoasă. Da. Apoi, cartea care m-a băgat într-un reading slam, n-am ce să zic, este Femeia în alb. Femeia în alb, care este clasicul lunii aprilie și mai, pentru că în luna mai am decis ca să nu mai extragem alte cărți, să rămână aceleași cărți din luna aprilie, pentru că toată lumea a avut probleme cu Femeia în alb, care eu zic Fata în alb. Așa, și n-am citit cartea modernă, o să mă iau să o citesc din lunile astea, dar a avut 800 de pagini cartea asta, uitați-vă la ea cât ai monstru este. Și nu problema n-ar fi fost că a avut 800 de pagini, că probabil dacă era scrisă altfel trecea mai repede prin ea, dar am avut două mari probleme cu această carte. Unu, faptul că a avut, nu știu, foarte multe episoade, din punctul meu de vedere, inutile băgate acolo, nu numai descrieri, dar mi s-a părut că au fost și multe episoade care au fost inutile în cartea asta, adică puteai să muți acțiunea mai repede, să meargă mai repede. Descrierile infinit de lungi și infinit de detaliate, când intrai într-o cameră, ți se spunea ce era pe masă, câte cești erau pe masă, cum erau așezate, câte farfurii, câte furculițe, câte... exagerez puțin, dar cam în stilul ăsta sunt descrierile făcute. Și pe lângă asta, al doilea lucru care m-a deranjat foarte tare a fost că acțiunea în sine este cumva sub formă de jurnal, dar din perspectiva mai multor personaje, știți? Lucru care poate pentru alte cărți n-ar fi fost o problemă, dar pentru cartea asta și pentru acțiunea din cartea asta m-a deranjat. Nu știu de ce, mi s-a părut că unele personaje parcă nu povestesc la fel de bine acțiunea cum povestesc alte personaje care sunt mai implicate, știți? Spre exemplu, aici este avocatul familiei, ăsteia, mă rog, dacă ați citat din carte, știți? E cumva al doilea personaj care povestește. Bucata aia mi s-a părut inutilă, cu excepția înțelegerii, unei înțelegeri care s-a făcut între două personaje din punct de vedere, o înțelegere din punct de vedere financiar. În rest, toată bucata aia mi s-a părut inutilă, știți? Și prost povestită, adică, nu știu, plictisitoare așa, adică, nu știu, nu mi-a...
putea să mai scurteze. Da, înțeleg, este roman victorian. Hai să ne înțelegem. Este un roman victorian, este un roman scris pe la 1850 și ceva, 60, cam pe acolo, în jurul de 1860. Prin urmare, era un stil caracteristic vremii respective. Înțeleg aspectul ăsta. Am încercat să trec peste aspectul ăsta, dar cu toate astea este destul de greu de parcurs. În sine, povestea, dacă e să o iei cap-coadă, să scoți toate descrierile alea care îți pierd timpul, în sine povestea nu este rea deloc, adică în sine povestea e chiar foarte frumoasă, chiar mi-a plăcut foarte mult povestea, dar per total, așa, când stai să iei cuvânt cu cuvânt, pagină cu pagină, simți că îmbătrânești, simți cum îți crește barba pe genunchi, efectiv, pe călcâie, așa simți. Și de-aia m-a plictisit și într-un timp am găsit un audiobook pe YouTube chiar, un audiobook în engleză și este varianta originală, știți, engleza aia, cumva, nu, engleza asta modernă, cu cuvinte moderne, este varianta originală a cărții și mi s-a părut mult mai digerabilă decât varianta română. Asta îmi spune că, cumva, și adaptarea în sine nu este tocmai cea mai bună, bănuiesc. Și asta a făcut-o să fie cumva mai puțin digerabilă în română și mi-a plăcut mai mult varianta în engleză și varianta audiobook, știți? Mi s-a părut mult mai ok, chiar dacă e lungă, mi s-a părut mult mai ok varianta în engleză. Am ascultat-o cu mult mai multă plăcere decât să stau să citesc asta. Povestea în sine foarte bună, destul de complexă povestea, nu mă apuc să vă spun acum. Problema iarăși este că această femeie în alb este unul din personajele cheie ale romanului, doar că la un moment dat se îndepărtează, toată povestea se îndepărtează de acest personaj cheie, îl uiți, știi, pentru 120 de pagini, 300 de pagini, uiți de el și după aia iară îl reia, iară îți revine în atenție, știi, și ți-aduce aminte, a, stai că mai era și asta pe aici, care era personaj principal, știi, te poate deruta puțin, dar povestea în sine este bună, adică cu trădare, cu oameni duplicitari, cu oameni dezinteresați, cu oameni lipsiți de noroc în viața asta, cu multe, multe lucruri, da, dar e o carte bună, adică e o carte bună care merită la un moment dat citită, mai ales dacă ai mai multă răbdare decât am eu, că recunosc că eu nici nu am foarte multă răbdare în ceea ce privește descrierile și cărțile astea așa, știți, care curg greu, nici nu am multă răbdare cu ele. Dar dacă aveți răbdare și dacă vă plac romanele victoriene, spre exemplu, este o carte bună. Și povestea v-am zis, nu este deloc rea. Apoi, am mai avut două cărți audio pe care le-am citit și prima, sau mă rog, le-am ascultat, nu le-am citit, prima carte a fost Pacientul de un autor pe care nu mi-l aduc aminte, dar știu că mi-am pus cartea aia în wishlist pentru că am auzit la cineva pe YouTube, nu mai știu la cine, că ar fi comparată cu Pacienta tăcută a lui Alex Michaelidis. Nu, n-au nicio treabă din punctul meu de vedere. În afară de faptul că acțiunea se întâmplă într-un sanatoriu sau într-un spital cu persoane cu boli mentale, nu prea au. Asta este un fel de SF horror, asta cu Pacientul, este un fel de SF horror. O carte care pe mine, din punctul meu de vedere, dacă nu-i băga partea aia horror, care mi s-a părut că a stricat tot, ar fi fost o carte minunată. Deci dacă mergea pe firul narrativ pe care l-a construit la început, pentru că se întâmplă ceva, este un fir narrativ pe care îl construiește personajul sau, mă rog, autorul, că construiește un fir narrativ și merge pe firul ăla narrativ și dacă doar amplifica puțin lucrurile la final, în loc să bage partea aia horror, că pentru că partea aia horror vine fix la final, care mie mi s-a părut... Adică poate într-un film aș fi înțeles, știți? Dar într-o carte e foarte greu să bagi o chestie din asta horror, la final să pici așa, știți, din cer o chestie horror și să-ți dai seama, a, stai că e o ființă din asta supranaturală și nu știu ce, care face niște lucruri. E foarte greu într-o carte să te atragă treaba asta, sau cel puțin pe mine nu mă atrage, știți? Mi s-a părut bună cartea, mi s-a părut cu acțiunea bine scrisă, complexă, mi s-a părut destul de ok cartea, aranjată, nu știu, totul, acțiunea, totul mi s-a părut ok până în punctul în care a băgat chestia aia horror.
horror, care din punctul meu de vedere a picat fix canuca în perete, putea să treacă peste, putea să facă altceva acolo, adică eu aș fi avut altă idee să facă acolo și ar fi fost mult mai bună cartea. În consecință i-am dat 3 stele pe Goodreads pentru că m-a dezamăgit aspectul ăsta horror, știți? Adică, da, nu era, dă nicăieri. Adică, știu, înțeleg că pe de-o parte a băgat partea aia horror să te surprindă, wow, ce s-a întâmplat acolo, dar pe mine nu m-a surprins. Adică eu mă așteptam să se întâmple ceva, că de-aia erau toate frământările alea acolo și toate cercetările și toate lucrurile astea, dar nu, așa, ca să vă spun un pic din poveste, este vorba de un, ce să vedeți, psihoterapeut care se duce, se angajează într-un sanatoriu din ăsta, unde este un tip care se pare că le cam creează probleme tuturor, adică majoritatea celor care ajung să-l trateze sau care ajung să-l îngrijească se sinucid și lumea se ferește de el, este închis, este izolat și efectiv nu mai este, acel pacient nu mai este supus niciunui tratament, nu este supus nimic, nu se întâmplă nimic cu acel pacient pentru că pur și simplu și-au dat seama că este foarte periculos ca lumea din exterior să se atingă de el, să se apropie de el. Și acest terapeut începe să facă cercetări și începe să insiste să îl trateze pe acel pacient. Bun, și de aici nu mai pot să vă zic nimic, că dacă vă zic încep să vă dau prea multe spoilere, da? Că, dar v-am zis, acțiunea bine scrisă, frumos scrisă, se vede că autorul s-a informat, iarăși, nu știu, autorii ăștia, ori sunt ei psihoterapeuți, ori sunt, nu știu, de unde se informează foarte bine cu privire la stările astea, cu psihotice, cu privire la tot felul de probleme din astea psihice pe care le au unii oameni, cu privire la tot felul de reacții pe care le au, adică sunt foarte bine descrise, foarte detaliate, foarte, cum să zic, clinic, sunt foarte bine scrise, dar v-am zis, partea aia horror sau SF, cum vreți să-i ziceți, pe mine m-a dat pe și mai vorbeam cu una din doamnele de la Book Club, la fel, i s-a părut, adică, același lucru mi l-a spus, că era, ar fi fost o carte minunată dacă nu era partea aia SF, adică aia a stricat tot din punctul meu de vedere, nicio treabă cu pacienta tăcută, probabil și faptul că a încercat twist-ul acolo la finală. Nu. Așa, și că vorbeam de pacienta tăcută, Alex Michaelidis, am citit și Fecioarele. Am rămas cu asta, cu cititul. Am ascultat Fecioarele, pentru că este al doilea roman scris de Alex Michaelidis. Unele persoane spun că este o dezamăgire după pacienta tăcută, alte persoane spun că nu este. Eu fac parte, după ce am ascultat-o, am ajuns să fac parte dintre cei care consideră că nu este la fel de bună, precum pacienta tăcută. Merge pe un fir narrativ similar cu pacienta tăcută, dacă aș citit-o. Impresia pe care mi-a lăsat-o mie și iarăși aceeași doamnă cu care vorbeam de pacientul mi-a confirmat treaba asta, că mie mi s-a părut că a luat scheletul de la pacienta tăcută și a schimbat puțin acțiunea, știți? E exact cum ai basmele noastre românești, știți? Că ele au un schelet, toate sunt la fel, știți? Cu fata frumoasă care se căsătorește cu prințul și după aia se întâmplă ceva și o salvează prințul și nu știu ce, toate sunt cumva similare, sau cu poveștile de la Disney, toate sunt similare, sunt pe același schelet. E, exact același lucru mi s-a părut, pentru că a avut succes cu pacienta tăcută, mi s-a părut că a luat scheletul de la pacienta tăcută, l-a transpus aici și a zis că îi face un pic așa, mai pune niște fundițe, mai dă un twist pe aici, pe acolo și ar fi fost foarte bună cartea dacă, iarăși, nu o dădea de gard cu finalul. Că finalul pe mine m-a lăsat, zic, what? No, nu. Adică a construit foarte mult și a petrecut, mi s-a părut că în cartea asta, în Fecioarele, mi s-a părut că și-a petrecut mult mai mult timp să construiască acțiunea, să construiască cumva cadru pentru crime, să te facă să te gândești, te-a pus puțin mai multe gânduri decât în pacienta tăcută, cel puțin așa mi se pare, dar la final a dat-o de gard. Deci la final a zbârcit-o monumental, ca și în pacientul, ca și cel de la pacientul, așa aici a zbârcit-o monumental cu finalul, cel puțin din punctul meu de vedere, vă zic. Nu e o carte rea, dar v-am zis, mă așteptam la mai multe, mai ales după pacienta tăcută, mă așteptam la mai multe. Practic este vorba despre o tipă care și ea este tot terapeut, ce să vedeți, trăim în secolul în care este leitmotivul terapia și bolile mentale.
Așa, care se duce în ajutorarea nepoatei ei, pe care de altfel a și adoptat-o cu soțul ei, care în prezent a murit. Se duce la, unde era, la Oxford sau unde era? Nu la Oxford, în altă parte, în Anglia, unde era, tipa era, nu știu, pe undeva, la Londra, și nepoată să era într-un oraș din ăsta, la un colegiu din ăsta mare din Anglia, și se duce la ea să o susțină moral, pentru că acolo se întâmplă o crimă prima dată. Diferența dintre pacienta tăcută și fecioarele este că aici avem mai de-a face cu mai multe crime. Mai multe crime cumva realizate pe același tipar, pe același scenariu, și de aici deduc ei că este un singur criminal și că e o problemă și mă rog. Dar, așa, această terapeută, ca să continui puțin povestea, ajunge cumva să fie implicată în investigație și începe ea să facă cercetări pe cont propriu și caută informații și nu știu ce, totul bun și frumos până aici, bine scris, nimic, nicio problemă. Până la final, când afli cine este criminalul și îți dai seama că efectiv n-au nicio legătură crimele cu criminalul, deci din punctul meu de vedere, cu toate că în carte explică și spune de ce a făcut crimele alea și cumva această terapeută ar fi trebuit să fie învinovățită de acele crime, doar că n-are niciun sens, adică n-are nicio treabă. Chiar spuneți-mi dacă voi ați înțeles că efectiv mie mi s-a părut că e, nu știu, crimele sunt mere, iar asta, criminalul era vorbea despre pere, știți, adică n-au niciun sens din punctul meu de vedere. Tot așa i-am dat vreo 3 stele pentru că da, mi-a plăcut cum a fost scrisă, mi-a plăcut acțiunea mare, adică nu e, a construit, v-a zis că și-a petrecut un pic mai mult timp să-ți creeze acolo mai mult suspans, mai multă tensiune. Atât. Nu, până acolo. So, yeah. Chiar sunt foarte curioasă dacă voi ați citit cărțile astea și care sunt părerile voastre, dacă vouă v-au plăcut. De asemenea, nu uitați să lăsați comentarii cu sugestiile voastre de cărți pe care le vreți. Mă găsiți pe Goodreads sau, dacă vreți să intrați în Book Club, cum spuneam, îl aveți în descriere. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share și să veniți și pe Instagram, că vorbesc cu voi în fiecare zi și chiar vă arăt ce citesc. Că în luna iunie, să știți că stau foarte bine la capitolul citit. Deci, suntem de-abia la începutul lunii iunie și eu stau bine de tot, pentru mine, adică raportat la mine. Stau chiar foarte bine și sunt chiar mândră de mine că am reușit să citesc atât de mult luna asta. Deși de-abia suntem la început. So, vă aștept că vă țin la curent cu ce citesc. Vă pup și ne vedem în următorul clip.